Care sunt obiectivele pe fiecare an în parte și până unde vreți să ajungeți în ăștia trei? Pot să spun eu, poate să spună și după, da? Da. Primul obiectiv e în primul an să formeze echipa, în următorul an să ajungem în divizia B și în al treilea an să ne batem, pentru divizia națională. Divizia națională înseamnă nu numai Consiliul Județean ca sponsor, posibilitățile financiare să ajungem în divizia națională sunt destul de mari. Restructurarea pe care Consiliul Județean o face astăzi o face ca să poată să susțină cheltuielile, pentru că eram în cheltuieli foarte mari și nu se pretau pentru divizia B. Eu cred că dacă plecăm acum cu o echipă de jucători mai mulți Călărășeni, cred că putem să ajungem în divizia B și atunci să facem schimbări majore în echipă. Da, domnule Mihali? De-aia v-am și spus că să ne acordați puțin circunstanțe la început, că toate începuturile sunt grele câteodată. Să știți că eu n-am, să spun, venit aici să vină Borcea sau modelul ca să mă bată și să ne vorâdă în față. Am venit aici să încerc să fac o echipă care să se bată pe teren. În primul rând, pentru că nu-mi place ca să pierd. Iar asta cred că o să încerc și sunt sigur că atunci când vor intra în teren echipa asta mea, să dea totul pe teren și să demonstreze că de-aia își câștigă banii. Pentru că astăzi sunt altfel tineri. Nu mai ține așa. Tinerii se comandă, să-i cocoloșești, nu. Prima dată trebuie ca să dea și după aia ca să ia ceva. Dar în primul rând, nu-mi place ca să pierd. Să vin aici să vorâdă toți de mine. Nu-mi place. Mai bine iau geanta și plec acasă. Spuneți-ne, domnule președinte, despre cazare, masă, transport. Vă spunea domnul Mihali despre simulente acelea financiare. Ce presupune reorganizarea aceasta pe care o faceți? Împreună cu domnul antrenor o să luăm punctual, să știți, pentru că noi până acum n-am mers pe premierii date jucătorilor și azi vreau să stabilesc împreună cu domnul antrenor, oricum, sumele la care ne gândim nu sunt nici pe departe cele care au fost înainte, sunt mult mai suportabile, ca să zic așa, de către bugetul Consiliului Județean. Începând cu salarizarea, începând, spre exemplu, știți foarte bine, baza materială a fost, AFC Dunărea a fost din nou preluată de către primărie. Sunt sigur că domnul primar va veni alături de noi și va prelua o parte din cheltuielile de întreținere ale stadionului. Apă, curent, gaze și mă rog, plus deja, deci noi sperăm că asta înseamnă, prin preluare, că este proprietar, nu? Și atunci trebuie să asigure niște condiții minime și să-și asume niște cheltuieli pe o perioadă. Transport, tot timpul am beneficiat de sprijinul Consiliului Județean și prin autocarul care l-are și celelalte mijloace de transport, am asigurat deplasări și juniori și seniori, n-a fost niciun fel de problemă. Pot să spun și de... Da, de intenție. Noi deja am inițiat discuții cu domnul președinte Miluț să preluăm definitiv, cu sprijinul Consiliului Județean, tot ce înseamnă patrimoniul de la Modern. Deja stadionul, noi am încheiat un contract pe un an de zile să-l folosim, dar am inițiat discuții și pentru hotel și tot ce are acolo, cu tot ce înseamnă bază sportivă să luăm. Domnul Miluț a fost de acord. Rămân niște detalii de stabilit împreună cu domnul președinte al Consiliului Județean. Sub ce formă îl preluați, definitiv? Nu. Haideți să vă spun că definitiv am avut discuție... Să facă transferul concesiunii. Nu. Am avut o discuție cu domnul președinte. Nu sunt două lucruri. O concesiune care trebuie preluată. Facem o evaluare să vedem ce investiții a făcut domnia sa și cum ar putea să ne transfere cu o anumită sumă de bani către Consiliul Județean, noi să putem să o luăm printr-o licitație ca să putem să o achiziționăm către Consiliul Județean, domnia sa să o scoată la licitație, noi să ne înscriem la licitație, și proprietatea hotelului care e a domniei sale și e clar că trebuie tot așa, sub o altă evaluare, să vedem care e prețul real al acelui. Deci doriți să cumpărați? Să cumpărăm, să-l cumpărăm hotelul. Să cumpărăm? Da. Să facem baza sportivă pentru... Dar baza sportivă de la Modelul este concesionată de primăria Modelul către SC Prefabesa pe 49 de ani la vremea respectivă. Așa este. Asta am întrebat. Preluăm concesiunea. Preluați concesiunea. Preluăm concesiunea și vom suporta investițiile pe care domnia sa spune că le-a făcut în acea concesiune. Referitor la salariile de la Dunărea Călăraș, domnule președinte.
Nu credeți că sunt prea mici pentru o eventuală promovare? Deci noi am spus că primul an se formează echipa. În primul an aceste salarii vor fi 30, 40 și minim pe economie 24 sau 25, cât este acum. Fără prime. Poftim? Fără prime de joc. Nu. Știți și cu... mă ajutați puțin. Primele astea cum sunt? Sunt foarte bine, pentru că e foarte important să cointeresezi jucătorii. Dar dacă astăzi jucătorul zice că ia 400 de lei primă, vrea ca să ia pe toți. Nu se poate așa. Iei 200 acum și la sfârșit încă pe aia las 200 dacă îți îndeplinești obiectivul. Că dacă iei toți acum, jucătorul știți cum e, a luat două meciuri, a câștigat, trage pe dreapta. Nu, trebuie să aibă și ei ceva ca să dea înapoi. Eu mă referam la salarii. Aș veni în completarea domnului Mihali și aș spune în felul următor. Astăzi ne-am pus, am semnat un contract, da, pe 3 ani. Vom veni cu un proiect sportiv în fața dumneavoastră și vă vom spune efectiv ceea ce domnia sa urmează ca să le stabilim într-o, să spunem, întâlnire viitoare, ce avem de făcut, ce înseamnă prime, ce înseamnă drepturile jucătorilor, ce înseamnă primul an între primele trei echipe să fim, ca să putem să spunem că performanța s-a îndeplinit. Noi vom avea niște obiective pe care împreună le vom stabili într-o ședință viitoare. O să mai spun eu ceva. E adevărat că dacă ne uităm la Reșița, Corvinu, Bistrița, astăzi, care oferă niște bani de Liga a doua, dar uitați-vă că nu tot timpul câștigă ei care au bani mulți așa. Părerea mea că un 4.000 de lei Liga a treia este un salariu acceptabil. Vreau să vă mai întreb, ce anume doriți să faceți pe baza de la modelul? Să jucați meciurile oficiale sau bază de antrenament? E bază de antrenament astăzi, prin contractul pe care îl avem cu Prefabie sa, e o bază de antrenament. Adică ne deplasăm acolo pentru antrenamentele echipei. Și interior, Academia de Fotbal. Și va fi Academia de Fotbal. Domnule președinte, este posibil un stadion nou și la Călăraș, prin CNI? Avem depuse cererea, suntem în lista sinteză. E clar, la nivelul unei investiții care se ridică peste 30 de milioane de euro, că e clar că trebuie să așteptăm să le vină rândul. Am spus cam tot prin aceste cuvinte. Sunt alții mai prioritari, județe mai prioritare, cum e Călărașul. Aici înseamnă câte voturi ai, ca să știu ce investiție îți dau. Terenul, astăzi am fost acolo, îți prezintă, să spun, foarte bine. Totuși, acum un an erau aici meciuri Liga I. Aveți nocturn, avem teren bun. Haideți să prezentăm și echipamentele sportive ale Dunării Călărași.